Medicii din Dâmbovița sunt la fel de nemulțumiți ca și colegii lor din țară. Revendicările sunt aceleași de ani de zile, condiții grele de muncă și salarii foarte mici. Angajații din sistemul sanitar susțin că au dat răgaz ministerului și responsabililor cu soarta lor, însă toate modificările ce vin parcă sunt numai în defavoarea lor. Mai nou, doctorii sunt deranjați de faptul că nu li se mai permite să lucreze în privat, grație proiectului inițiat de Ministerul Sănătății cu rolul de a crește veniturile acestora. Medicii nu vor mai avea voie să profeseze în două locuri. Cred că grevele vor avea loc. La salarizare nu se mișcă nimic și nici nu mai dă voie să lucrezi în privat. Acesta e pur și simplu jumătate din medici o să plece. În Dâmbovița niciodată nu va putea funcționa sistemul medical privat în spitalele de stat, susține președintele Colegiului Medicilor. Spitalul județean, de exemplu, nu are capacitate să fie înființate secții separate. În plus, amestecarea sistemului de stat cu cel privat niciodată nu va avea rezultate favorabile nici pentru medic și nici pentru pacient. Este de părere doctorul Jean Popescu. Să luăm spitalul județean. Unde are posibilitatea asta? Pentru câți medici sunt? Nu au posibilitatea nicăieri și în continuare se acordă avantaje tot celor care câștigă bine. Adică cadrele universitare care au o jumătate de normă la spital și o jumătate de normă la universitate, se amestecă privatul cu statul și vorbim mereu că rețetele compensate și gratuite nu știu cum se dau și așa mai departe. Fel de fel de lucruri. Unde sunt lucrurile amestecate, există și probleme. Toate aceste decizii cu care medicii nu sunt de acord pentru că susținei nu le sunt de ajutor îi împing tot mai mult spre acțiunile de protest. Nu-i vorba numai de salarizare, ci și de condițiile în care suntem priviți și tratați, în general. Așa și de pacienți și de toată lumea, că dacă se întâmplă ceva e doctorul de vină. Nimeni n-are nicio vină, numai doctorul. Nu contează că pacientul ăla e cronic și bolnav de ani de zile. A fost semnat la nivel național un protocol de colaborare între Colegiul Medicilor, Farmaciștilor, Medicilor Dentiști, Federația Sanitas și alte sindicate din țară. Urmează ca în data de 17 septembrie reprezentanții organizațiilor membre ale coaliției din fiecare județ să susțină o conferință de presă, în care va fi anunțat calendarul mișcărilor revendicative pe plan local. Dacă va fi să ieșim întreg, asta va hotărâi, nu va hotărâi pe plan local, ci va hotărâi la nivelul Consiliului Național al Federației Sanitas. Am convenit să convocăm, dacă va fi cazul, un consiliu extraordinar și apoi vom lua măsurile de urgență care se impun. Primele pichetări în județele din țară și capitală sunt anunțate între 18 și 24 septembrie, iar pentru luna octombrie se vorbește de organizarea unui meeting la București.